Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac. Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ. Dumnezeu e în inima noastră. Nu, dreptatea nu-i nimic fără putere. Egalitatea nu există decât în matematică. Citește. Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și filozofia vieții. Dă-mă uitării precum te-am mai rugat, căci numai uitarea poate face viața suportabilă. Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a vieții omenești. Cu povești ne leagănă lumea, cu povești ne adoarme, ne trezim și murim cu ele. Versurile se desprind de noi ca frunzele moarte de pe copaci. Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruienile pretutindeni. Menirea vieții tale este să te cauți pe tine însuți. Visul unei umbre și umbra unui vis. Oamenii se împart în două categorii. Unii caută toată viața și nu găsesc, alții găsesc și nu sunt mulțumiți. Totul ia timp și timpul ia tot. A exista înseamnă a suferi. Sărac este cel ce se simte sărac, căruia îi trebuie neapărat mai mult decât are. Câți oameni sunt într-un singur om? Tot atâția câte stele sunt cuprinse într-o picătură de rouă sub cerul cel limpede al nopții. Ca să-ți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idole are. Fiecare lucru poartă în sine însuși măsura sa. Fiecare frumusețe este cristalizarea suferințelor universului. Eu nu mă supăr deloc de modul cum se reflectă persoana mea în ochii dumitale, căci de la așa oglindă nici nu mă pot aștepta la alt reflex. Ideea valorii este foarte relativă, căci fiecare o măsoară după interesul său. Caracterul însă al unei școli bune este ca elevul să învețe în ea mai mult decât îi se predă, mai mult decât știe însuși profesorul. Cel mai mare păcat al omului este frica, spaima de a privi în față și a recunoaște adevărul. Moralitatea este pentru suflete identică cu sănătatea pentru trup. Istoria omenirii este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu. Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu. Legile unui popor, drepturile sale, nu purce decât din el însuși. Arta de a guverna în România este sinonimă cu arta de a amăgi poporul, de a-l cloroformiza cu utopii demagogice. Lumina nu se aprinde decât pentru cei ce văd, nu pentru orbi. Dorințele și aspirațiile oricărui individ omenesc sunt nemărginite încât funcțiunea principală a vieții, a inimii sale, nu este realizarea unei dorinți, ci dorința, voința ca atare. Niciun om nu se întărește citind un tratat de gimnastică, ci făcând exerciții. Niciun om nu învață a judeca citind judecățile gata scrise de alții, ci judecând singur și dându-și seama de natura lucrurilor. Muzica are puterea de a ne apropia de esența lucrurilor și de a atinge mai mult rădăcina ființei umane. Pasiunile înjosesc, pasiunea înalță. Greșelile politicianului sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați. Se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică pentru zeci de ani înainte viitorul ei. Dacă lumea ar trebui să piară și eu aș putea să o scap printr-o minciună,
eu n-aș spune-o, ci aș lăsa lumea să piară. Geniul, în zdreamță sau în veșminte aurite, tot geniu rămâne. De aproape 2000 de ani se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem. Poți avea totul fără să ai nimic și poți să nu ai nimic având totul. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Totodată, dacă vrei să susții acest gen de conținut, te așteptăm să ne urmărești și pe celelalte platforme ca Instagram, Facebook, TikTok. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.